Printre betoane și gaze de eșapament, sănătatea bucureștenilor este din ce în ce mai des pusă în pericol. Capitala se confruntă cu probleme grave de mediu, poluare, deșeuri și prea puține spații verzi. În acest sens, Radio France International a organizat în parteneriat cu APA Nova a 7-a ediție a Parking Day. Scopul evenimentului a fost să atragă atenția asupra necesității amenajării unui oraș mai verde. Este a 7-a ediție la care Refi România, Radio France International, încearcă să transforme un spațiu betonat, în principiu și o parcare, într-un parc în care să putem să ne relaxăm, să ne jucăm, să plantăm o floare, să facem grădinărit, așa cum am putea să-l facem și acasă pe balcon. Vizitatorii au avut ocazia să învețe cum să-și cultive singuri hrană sănătoasă, chiar dacă trăiesc în București. De asemenea, copiii au fost îndemnați să planteze flori. La final au primit și un premiu. Au plecat acasă cu propriul ghiveci. O machetă interactivă realizată cu scopul de a arăta circuitul apei în natură a făcut deliciu publicului. Cei prezenți au văzut cu proprii ochi cum apa captată din râuri este tratată și purificată, astfel încât să ajungă la robinete bună de consum. De la panourile de comandă, vizitatorii pot să fie pentru câteva clipe la comanda tuturor procedeelor care au loc în transformarea apei brute în apă potabilă. Vizitatorii s-au arătat încântați și de imaginile în miniatură cu Delta Văcărești, primul parc natural urban din România. Acesta se află în plin proces de transformare, iar organizatorii spun că flora și fauna de aici sunt de o frumusețe rară. Nu am ajuns încă în Parcul Natural Văcărești, dar e un motiv în plus să merg și mi se pare foarte bine promovat. Bucureștiul, într-adevăr, are nevoie de mai mult verdeață. Este un oraș foarte frumos, vechi, dar cu puțină verdeață. Deci îmi place ideea să fac acolo ceva frumos. Adică e și pentru țară, un brand pentru țară. Parking Day este un eveniment mondial care a pornit din San Francisco în 2005 și are loc în fiecare a treia vineri a lunii septembrie.